Prima concurentă din această seară are 16 ani și își construiește o carieră într-o lume în care predomină bărbații. A fost singura care a apărut pe scenă în costum militar. Să vedem cum a ajuns în semifinală Oana Wenzel. Oana a primit numai cuvinte de laudă la prima probă. Asta înseamnă să fii o viitoare vedetă. Să exprimi prin mimică ceea ce interpretezi prin cântec. Apariția în costumul militar de la proba a doua a stârnit însă controverse aprige. Nu-mi place patriotismul de camuflaj. Nu iubesc patriotismul. Cu toate acestea, câștigătoarea primei ediții vedeta populară din sezonul al doilea este... Oana Elena Wenzel, așadar, este prima semifinalistă. Am câștigat aprecierea foarte multor persoane și publicul deja a început să mă placă. Am primit nenumărate mesaje de felicitări după difuzarea emisiunii și asta nu poate decât să mă bucure. Fetelor, a venit vremea de măritat pentru anuța lui Sânt Ion. Chemat-o la nuntă. Chemat-o. No, haideți să merem să-i cântăm cântie cu miresii, că tare supărată-i săraca. Nu-i vreme de supărare. Supărarea ca să treacă, să înceapă jocul odată. Haideți cu toții la joc. Mirii să aibă noroc și la anul umor. Mulțumim jurilor Sibiului, coregraf Silvia Macrea, Alessia Saz, mulțumim foarte mult! Draga mea! Hai să auzim ce zice juriul. Mircea Dinescu, hai să începem cu domnia sa. Eu mă întreb de multă vreme, de ce oare s-au inversat rolurile când vine vorba de nunte, plânsă mireasa, când de fapt ar trebui plâns mirele, care el își pierde libertatea. Opa! Așa.
Fără glumă, cum așa ceva? Așa. În vreme ce fata scapă de măsa de tasul care îi țin din scurs, nu cumva să facă prostie, băiatul care până atunci era liber, mergea la hore, la văduve sau la femei măritate, dintr-o dată devine sclavul unei neveste. Și brusc a trecut de la cântecul de mormântare la un joc. Mi s-a părut cam artificioasă chestia, îmi pare rău. Bun. Grigore Leșe, vă rog. Este o vorbă la noi, se zice așa, gemnile se zice, și-și pune clopul în cui și nimica nu e a lui. Se putea găsi o formulă mai deșteaptă, nu știu. De la nuntă, păi faci un joc, cânti, dar să cânti strălucitor. Dacă ea cânta strălucitor, tăcem din gură, prima parte pe mine nu m-a deci făcut aveți să plâng, practic, nici a doua să nici, să deci râd. Nu v-a convins interpretarea, oricum. Da, adică bun. Nu a fost ceva să zic aici, bă, ce frumos cântă la Mireasă, uite, bă, îmi dau lacrimile. Și acum, uite-te, bă, cum a început să se bucure de nuntă, sunt preună și nu știu. Nu, a fost așa. Una pușcată în stânga, dreaptă, gata, bun. Gata, mi-a făcut datoria, plec. Mie mi-a plăcut foarte mult faptul că te-ai implicat și în joc și iubesc tinerii care înțeleg că tot ce faceți din punct de vedere al cântecului, al jocului și al tradiției populare este foarte important. Mulțumim foarte mult! Oana Wenzel!